Vă spun bună seara și bine v-am găsit. Mulțumesc tare mult lui Cătălin pentru invitație și lui Timotei pentru introducere. Atunci când Cătălin m-a trimis invitația și, în general, eu ca jurist mă pricep la ale mele. Când intru în domeniul rezervat dumneavoastră, am mai discutat cu prieteni, cu oameni care au această abilitate. Hai mă băieți, când îmi spuneți lucrurile astea, eu în general înțeleg cam 10% din ce îmi spuneți. Așa că l-am rugat pe Cătălin să-mi explice în prealabil care este sensul proiectului. Și vă spun de la bun început că mi-a plăcut foarte mult și vă voi spune din perspectiva mea și ca jurist, și ca figură publică într-un spațiu european din ce în ce mai complicat pentru noi toți, de ce acest proiect este extrem de valoros și cât de important este ca noastră să reușiți. Acum, am trei modalități de a începe și de a spune niște lucruri. O să încerc să iau din fiecare câte ceva, pentru că am, că am realizat că în această sală mi s-a întâmplat ceva în viață care putea avea niște consecințe foarte complicată pentru un om politic. Și domnul a lucrat, apropo de bătăliile care s-au pierdut sau unde creștinii n-au fost pregătiți în mediul virtual. Doi la mână, pentru că ați menționat un eveniment la care am participat. Adevăratul eveniment a fost cu câteva zile înainte la OECD la Paris și a integrat și inteligența artificială, ce a fost la Senat a fost un fel de follow-up. Și trei la mână, pentru că avem de dus niște bătălii. Și am să încerc din fiecare în parte să preiau câte ceva. În primul rând, suntem într-un moment în care identitatea noastră creștină o știm foarte bine și începem să simțim și România. Vă dau o veste proastă, în caz că nu știați, și după hotărârea Curții Europene de condamnare a României pe o anumită speță, începem să simțim că libertatea asta de care ne-am bucurat și ne bucurăm a credinței în România începe să fie supusă tot mai mult unor modalități de presiune, unele foarte sofisticate, mai puțin vizibile, altele din ce în ce mai vizibile. Și bătălia asta, cea bună, trebuie dusă. Ați avut un invitat, un distins vorbitor mai devreme, de la Cireșari. Ultima predică de acum câteva zile la Biserica Sfânta Treime, se numește, nu este Cireșari, Cireșari se ocupă cu transmiterea, purta numele Pasărea Pestriță. Și întrebarea cheie a pastorului faimos care a rostit această predică era cum ne-am ajuns noi creștinii să fim considerați pasărea pestriță a umanității astăzi, să fim cei responsabili și vinovați pentru toate relele din lume și urma predica. Trebuie să înțelegem că în bătălia asta care s-a dus și cel rău știe să-și facă treaba, folosind, din păcate, oamenii pe care îi minte, pe care îi înșală, bătălia asta a devenit tot mai dură și am văzut-o mai întâi în spațiul vest-european, în spațiul nordic, și am văzut cât de mult sunt restrânse libertățile de credință religioasă ale creștinilor. Și o formă de reflexie a acestei restrângeri a vizat familiile de români, în principal cele creștine, care și-au pierdut în mod constant și își pierd copiii, plecând de la prejudecățile și incriminarea existenței lor ca și creștini care își trimit și au copiii la bisericile românești creștine de acolo. Și această bătălie se transferă și în România. Veți avea și vă doresc tot succesul, Cătălin, și o să încerc și eu modest să ajut acolo unde pot să ajut ca bătălia care se duce în mediul virtual să fie câștigată. Pentru că ați prezentat în proiectul, în primele slide-uri, că e o modalitate de a fi prezenți în spațiu virtual, de a ne ruga împreună, de a vă ruga împreună, de a propovădui cuvântul Evangheliei. E un câmp de bătălie uriaș însă, în același timp. Și aici, acest proiect poate avea o valoare extraordinară, pentru că este nevoie de prezența Cuvântului Lui Dumnezeu în spațiu virtual promovată de specialiști, de oameni care știu ce au abilitățile tehnice să duc această bătălie. Am să încerc să vă pun în legătură, dacă îmi permiteți, cu o organizație
europeană franco-olandeză se numește Open Door. Această Open Door face un raport anual la nivel mondial privind persecuțiile creștinilor. Eu am fost co-gazdă a evenimentului de prezentare a raportului anual al Open Door la Consiliul Europei, la adunarea parlamentară, acum câțiva ani, cât se putea. Și cifrele, statisticile pe diferitele țări, și era și o ierarhie mondială, erau realmente nu îngrijorătoare, erau dezastroase, și tendința de persecuție a creștinilor, și acel raport nu menționa Europa încă. E foarte important să facem cunoscut aceste lucruri în mediul virtual, ca oamenii să știe faptul că bisericile creștine au ajuns să fie persecutate de o manieră oribilă în diferite colțuri ale lumii, trebuie să fie un fapt cunoscut de oameni, și inclusiv în țara numită România. Și dacă îmi permiteți, v-aș pune în legătură să puteți să preluați acest tip de informații care trebuie să facă parte din bagajul de cunoștință al oamenilor. Doi la mână. Ați vorbit de inteligența artificială. Fac parte din... dar, în primul rând, într-o calitate europeană, nu națională, din rețeaua globală parlamentară OECD. Știți că România este doar stat candidat, e foarte bine, avansăm membership-ul în 2026, dacă ne atingem obiectivul, s-ar putea să aibă o influență incredibilă asupra standardelor și economice și sociale și a produsului intern brut și asupra costului creditului și asupra ratingului de țară. Deci e un obiectiv major, dacă mă întrebați pe mine, al doilea obiectiv de țară a României după Uniunea Europeană și NATO. Și fac parte din această organizație în calitatea mea europeană de la Consiliul Europei, sunt reprezentant al Uniunii Parlamentare în rețeaua globală parlamentară OECD și sunt și în comisia asta specială a Parlamentului României de susținere a candidaturii la OECD. Săptămâna trecută la Paris a existat această conferință anuală. Una din secțiunile principale a fost legată de inteligența artificială. Și vreau să vă spun un lucru pe care îl știți, eu doar îl repet. Dinamica este incredibilă în acest domeniu. ChatGPT și alte lucruri, nu știu câta generație. La noi, după ce Ion de la Guvern a vorbit, a spus niște lucruri astăzi, a doua zi mediul virtual era plin de tot felul de fake-uri și de tot felul de alte chestiuni spuse de fake Ion GPT. Sunt oportunități incredibile de dezvoltare economică, socială, progres tehnologic, dar riscuri uriașe. Și asupra acestor riscuri ne uităm noi la Consiliul Europei. Săptămâna viitoare vom avea o discuție în Comisia Juridică, de unde sunt membru, asupra primului proiect de tratat internațional în materie de inteligență artificială. Primul, redactat de experții guvernamentali ai Consiliului Europei, vine la aviz la noi, vom avea discuții și vă spun de pe acum, vor fi amendamente serioase privind clauzele denumite de salvaguardare privind drepturile fundamentale ale omului și demnitatea umană. Atunci când există riscul ca mașina asta, inteligența artificială, să preia control asupra ființei umane, avem o mare problemă. Oportunitățile sunt uriașe, riscurile sunt uriașe. Și de asta, bătălia asta trebuie bine gestionată, fructificată oportunitățile tehnologice uriașe, dar știind să protejăm și drepturile fundamentale ale omului. Și aici, discuția care se poartă nu are acest element fundamental, credința. În bătălia care se poartă în clipa de față, în mediul virtual, creștinii cred că sunt prezenți. Cred. Ați menționat, Timotei a menționat niște momente anterioare. Creștinii au crezut că dacă publică pe un site creștin în România, site-ul X, Y, nu le dau numele, sau pe publicația creștină, toată lumea știe. Mare greșeală. În cercul ăla, oarecum, între noi, informația n-a ieșit. Până când o televiziune națională, și nu ezit să-i dau numele pentru că a fost alături de noi în Piața Victoriei la primul protest pentru familia, major pentru familia Bodnariu, când Mihai Gâdea și-am discutat și a venit și a transmis cu Antena 3, abia atunci națiunea română a aflat că există o problemă majoră cu familia de români ai cărei copii au fost luați samavolnic. De asta, mediul ăsta virtual oferă o oportunitate incredibilă de a face cunoscut ceea ce înseamnă identitatea creștină, credința și valorile și adevărul
pentru că minciuna este preponderentă în astfel de situații. Deci aveți de umplut un gol uriaș, un proiect care mi se pare senzațional și în același timp, pentru că suntem într-o adunare creștină, tehnologică, va trebui, în opinia mea modestă, să puneți în aplicare Efeseni 6, toate versetele, să puneți armătura lui Dumnezeu tehnologic pe dumneavoastră. S-ar putea să deveniți o țintă, pentru că s-ar putea să deranjați pe mulți în mediul virtual, cei care nu împărtășesc credința, valorile, identitatea creștină. Și ultima chestiune, cam cum se câștigă bătăliile și se pierd dacă Domnul este în control. Vă spuneam că mi-am adus aminte că în această sală am avut, alege viața, cu mai mulți ani am fost invitat la o conferință, nu era adunare, nu era zi de biserică, am fost invitat la o conferință cu prezență internațională, oameni, cum să spun, cu anumite responsabilități pe tema familiei. Aici am rostit primul discurs creștinopolitic pe tema familiei, citând din Starea de Păcat a Omenirii din Pavel. Îmi place foarte mult. Și citând din Biblie, așa cum Pavel le spunea acum 2000 de ani, cuvântul lui Dumnezeu, despre starea de păcat a omenirii. Este poate descrierea cea mai dură a păcatului care se regăsește în Biblie, în opinia mea. Cineva din cei prezenți a preluat, a înregistrat un om al lui Dumnezeu, un bărbat al lui Dumnezeu, acum este în împărăția Domnului, de la televiziunea română a înregistrat și a dat în mediul, să zicem, virtual, a difuzat acele intervenții. N-am știut, a fost preluat pe mediul virtual și unii care nu au credință și mai aveau ceva și ideologic cu un social-democrat ciudat, că noi suntem cam ciudați ăștia din România în familia europeană a noastră, fiindcă suntem creștini. Au preluat această chestiune și au transformat într-un subiect de presă în care, în mod normal, mai supraviețuie politica în 24 de ore. Pentru că acuzația de homofobie, ce înseamnă chestiunea împotriva LGBT, atitudinile astea neeuropene, te distrug foarte rapid. Presa, o anumită parte a presei a preluat, au rostogolit, o seară urmau televiziunile, practic a doua zi mă duceam și mă ocupam de alte lucruri în viață. N-am știut ce s-a întâmplat în mediul virtual, n-am urmărit. În site-urile acestor ziare care au publicat comentarii, atacuri distrugătoare și mai departe, în primele, să zicem, 3-4 ore a fost îngrozitor. S-a întâmplat ceva și mi-a spus un tânăr mulți ani după aceea. Știți ce s-a întâmplat în acea seară pe aceste site-uri în mediul virtual? S-a întâmplat un lucru pe care eu nu mi-l pot explica. Dintr-o dată au început să posteze oameni, în general tineri, bărbați și femei. Și a existat o avalanșă care a îngropat subiectul inițial în care spuneau, da, cuvântul lui Dumnezeu, ce interesant, erau și neoprotestanți, erau și ortodoxi, care au ieșit la apărare, nu contează că nu era vorba de un om, era vorba de o cauză. Au îngropat pur și simplu subiectul, oamenii s-au speriat care declanșaseră subiectul și l-au închis. Treaba asta, mie mi-a spus atunci cum lucrează Domnul atunci când e cazul să lucreze. Dar aia a fost un eveniment excepțional. Mediul virtual și în ceea ce se întâmplă acum necesită niște actori profesioniști, angajați, care să știe cuvântul lui Dumnezeu, racordați la partenerii ceilalți din alte țări și care să ducă această luptă pe care noi ăștia, alții, juriștii, nu suntem bine pregătiți să o ducem. Noi suntem pregătiți pentru alte lucruri publice, în alt tip de dezbateri. Așa încât am vorbit cam mult. De fapt, ce vreau să spun eu, că mi se pare un proiect de o valoare uriașă. Domnul să binecuvânteze pe cei care îl pun în practică, să vă dea călăuzire, să vă dea succes, pentru că este mare, mare nevoie. Și atât cât putem să ajutăm, vom ajuta. Felicitări și mult succes. Greu abia acum începe.